Minecraft. Un minunat joc. Sunt atât creator de conținut pe YouTube, atât jucător de Minecraft. Este în top acest joc. Dar oare v-ați gândit care este legenda acestui joc? Și el, la rândul lui, ca orice joc, are o poveste. Mai mult sau mai puțin cunoscută. Principalul lucru pe care îl cunoaștem despre Minecraft este Steve, caracterul principal, protagonistul jocului. Din cât putem afla din istoria jocului, acesta mai avea un frate. Pe numele lui, Herobrine Steve. Steve și Herobrine Steve locuiau împreună alături de părinții lor. După ce părinții lor s-au stins, au trebuit să plece fiecare pe cont propriu. Inițial, Steve a vrut să rămână lângă Herobrine, pentru că crea că în felul acesta vor fi mai puternici. Însă Herobrine n-a fost de aceeași părere. Au fost frați, au ajuns să devină dușmani, așa că Steve a trebuit să plece de acasă, să-și găsească un nou drum. Steve era pur și simplu disperat, nu știa unde să se ducă, nu știa ce să facă. S-a trezit singur într-o lume extraordinar de mare. Acesta avea instinctul supraviețuirii totuși, așa că prima lui zi a plecat în lume și a căutat un teren în care ar fi vrut să stabilească și a făcut un mic adăpost din frunze și a înoptat acolo. A doua zi stătea și se gândea ce să facă mai departe. Era singur. Dintr-o dată, într-o lume așa de mare, unde nu cunoștea pe nimeni. A decis să mai exploreze împrejurimile. După ce a explorat zona, a găsit un mic sat. A intrat încet, sfiit, neștiind ce se poate afla acolo și a găsit o grămadă de oameni, o grămadă de reseteni, fiecare pe treaba lor. Cum au ajuns acolo, de unde sunt și cu ce se ocupă. Sătenii n-aveau un răspuns concret pentru care să-i răspundă lui Steve de ce sunt acolo. Erau acolo de milioane de ani și habar n-aveau istoria acestora. Ei tot ce își aduceau aminte din mostrămoși este faptul că au fost alungați de acasă și au trebuit să-și găsească un loc și să supraviețuiască, exact ca Steve. Copleșit de cele povestite de către săteni, Steve a hotărât că trebuie să plece să-și găsească o nouă viață. A plecat, s-a dus, a explorat, a strâns materiale și a construit primul adăpost.
putut să plece prea departe de seteni, deoarece știa că setenii îl pot ajuta. Așa că a rămas cât mai aproape cu putință, dar nu prea aproape pentru a nu-i deranja pe seteni. A observat animale pe câmp plimbându-se, așa că s-au dus la seteni și au întrebat cum poate îngriji animalele. Setenii l-au educat, i-au spus cum să le bagi în țarcuri, cum să le facă un țarc, cum să le mulțească și cum să profite de pe urma acestora. Steve n-a mai stat pe gânduri, s-a dus, a luat câte puțin din toate. Mai o vacă, mai un porc, mai două oi, o găină. Și așa, Steve își făcuse de o altă fermă. Situația arăta destul de bine, dar Steve nu era mulțumit. A intrat în mină și acolo au întâmpinat alte probleme. Minele erau pline de monștri, creeper, scheleți, zombi, păianjeni, toate națiile. Steve a fost pur și simplu copleșit, așa că a ieșit imediat la suprafață, neștiind ce să facă. Acesta a decis să își facă o armură de leather, cu pielea pe care o obținuse de la vaci. Așa că s-a înarmat și a intrat în mină. Acesta nu a vrut să se aventureze prea mult în mină, așa că a rămas mai pe la suprafață, acolo unde nu erau așa de mulți monștri. Dar a reușit să adune niște cărbune, niște fier, strictul necesar. S-a întors sus și a preparat fierul pe care îl găsiseră, s-a dus la un setean fierar să-l ajute și să-l instruiască și pe el cum să înmânuiască acest metal și, uite așa, Steve al nostru și-a făcut prima lui armură de fier. Acum era mult mai curajos, avea un scut, o sabie, era plin de armură, așa că a intrat în mină din nou. Avea și torse la el, era pregătit. A intrat în mină și exact ca data trecută, peșteri imense, pline de zombi, pline de tot felul de mobi care îl vreau mort. Acesta a continuat, nu s-a lăsat niciodată bătut și a mers mai departe. Steve în sfârșit găsise și el aur, emeralde, tot felul de minereuri, un praf roșu ciudat, un praf albastru la fel de ciudat, nerăndându-și seama ce poate face cu acestea. Dar găsise o piatră albastră, una zălucitoare, aproape indestructibilă. Din fericire avea un târnăcop foarte bun la el și a reușit cu greu să ia primul său diamant. N-a mai stat pe gânduri, a ieșit afară și a dus repede la săteni să întrebe ce pot face cu diamantul. Setenii au fost uimiți de reușita tânărului nostru, așa că l-au ajutat să își facă unelte și armure de diamant. Steve era foarte fericit pentru reușita acestuia. Acum se simțea în siguranță și s-a gândit că a petrecut suficient timp în mină, iar acum a venit momentul de a-și extinde casa. Steve s-a înțeles cu setenii să sunească casa de sacul acestora printr-un drum și a făcut o fermă de wheat, una de morcovi și de tot ce-i trebuia acestuia pentru a-și prepara o pâine și a avea cu ce hrăni animalele. După multă muncă, Steve era foarte mulțumit de ce realizase, așa că s-a întors din nou în mină, a dat-le lavă și s-a gândit să toarne apă peste aceasta. Aceasta s-a întărit, însă nu se întărise într-un fel în care acesta se aștepta. Lava se transformase într-un cub mov foarte ciudat,
iar Steve nu înțelegea. A colectat câteva blocuri și s-a dus sus la săteni. După o mică discuție, sătenii i-au spus lui Steve că cu acest material poți crea un portal. Nimeni nu știa încotrorul ce acest portal. Ce știau concret sătenii este că unul dintre ei a ajuns acolo și niciodată nu s-a mai întors. Steve și-a jurat că îl va aduce pe acel cineva înapoi. Nu știa cine sau cum arată, dar știa că trebuie să găsească pe cineva. Steve n-a mai stat pe gânduri. A construit portalul, l-a aprins și l-a rămas la săteni, deoarece nu era sigur că se va mai întoarce vreodată și a intrat în portal. Imediat cum a intrat în portal, a fost teleportat într-o dimensiune nouă, una în care era foarte cald. A încercat să bea o găleată cu apă, însă i s-a evaporat apa instant cum a scos-o. Era ridicol, era așa de cald în acea zonă încât nici măcar apa nu putea rezista, așa că Steve era pregătit să dea înapoi, să renunțe și să se întoarcă înapoi. Însă, și-a amintit de jurământul pe care îl făcuse în fața sătenilor, așa că a plecat mai departe. A găsit tot felul de copaci care păreau să pulseze, tot felul de creaturi care vreau mort. Tot felul de creaturi care îl vroiau mort pe Steve. Dar Steve, în pofida faptului că era depășit numeric, nu a renunțat și a reușit să răzbească. După o călătorie lungă, în sfârșit găsise un sătean. Era l-a întâlnit, după o mică discuție cu el, i-a spus că el este acolo de sute de ani. Acesta nu-și mai putea aduce aminte cum era lumea de afară. El se obișnuise cu lumea iadului, acolo unde trăise sute de mii de ani. Steve l-a luat de mână și au plecat amândoi spre portal. După o foarte lungă călătorie, în sfârșit își găsise portalul. Săteanul era foarte entuziasmat pentru că în sfârșit își va revedea familia. Au ieșit amândoi pe portal și toți sătenii erau foarte bucuroși că în sfârșit se întorsese acel sătean. Dar și pentru Steve, pentru că a reușit să-l readucă înapoi, pentru că fără prezența acestuia, acel sătean ar fi rămas blocat definitiv în Nether. Steve a fost recompensat, dar acesta nu vrea emeralde de la săteni, vrea mai mult. Așa că și-a construit un adevărat oraș lângă satul sătenilor, protejându-i din toate punctele de vedere. Steve vrea să afle mai mult, așa că a intrat din nou în Nether și s-a dus la explorat. A găsit tot felul de creaturi, dar la un moment dat a găsit un fel de creatură strălucitoare și galbenă care zbura. Așa că el s-a dus, s-a luptat cu ele și și-a strâns de acestea un fel de bețe galbene, strălucitoare. Steve s-a întors cu ele la săteni și după câteva discuții acesta a aflat că acele bețe se numeau Blaze Rod-uri. Entuziasmat pentru faptul că cu acele Blaze Rod-uri și-aș putea face o masă pentru fabricarea poțiunilor, acesta nu a stat pe gânduri și s-a pus pe treabă. Steve era foarte curios, învăța foarte repede, era foarte mulțumit de el însuși. Așa că, după multe studii din cărțile sătenilor, a găsit o carte foarte interesantă. Așa că, după multe studii din cărțile bibliotecilor sătenilor, acesta a aflat că trebuia să ajungă în End să bată dragonul. Acesta era scopul său. Așa că nu a mai stat pe gânduri, s-a pregătit exact așa cum trebuia, a folosit praful albastru pentru a-și vrăji armura și sabia pentru a fi cât mai puternic cu putință, așa că a plecat spre End. Lectură din cărțile sătenilor și discuții cu aceștia, Steve și-a dat seama că avea o călătorie foarte lungă de parcurs. Dar nu s-a
s-a lăsat bătut, așa că a plecat și a găsit portalul. L-a completat și a intrat în el, neștiind exact ce se poate găsi acolo, deoarece nimeni nu mai fusese vreodată. Asta pe gânduri. A intrat în portal și a dat de niște creaturi foarte, foarte înalte. Nu mai văzut așa ceva în viața lui, mai ales niște stâlpi incredibile mari de obsidian, acel material din care acesta își făcuse portalul spre Nether și în jurul cărora se învârtea dragonul. Acesta, după o luptă crâncenă și iar momente în care ar fi putut muri, acesta a reușit să doboare mărețul dragon, având ca recompensă un ou de dragon. Acesta a vrut totul să meargă mai departe de atât, așa că a intrat în portalul în care tocmai se generase după bătălia cu dragonul și a dat de niște end city-uri, unde se aflau shulker box-uri care din nou îl vreau mult pe Steve, dar nu s-a lăsat bătut, așa că le-a colectat și la un moment dat găsise un fel de aripi de dragon. Nu și-a dat seama imediat ce putea face cu ele, dar și le-a pus în spate și după puțin exercițiu și-a dat seama că putea zbura cu această elitra. S-a întors înapoi la săteni, aceștia fiind extraordinar de fericiți pentru că acesta se întorsese învingător, iar Steve și-a extins orașul mai departe. Însă găsise o carte foarte interesantă îngropată în pământ. După ce a citit-o, și-a dat seama că această lume a Minecraft-ului datează de sute de milioane de ani. Studii făcute pe oameni exact ca și Steve, aflând pe parcurs că de fapt aceia erau părinții lui. Acolo afla că el avea 1,85 m, că putea merge cu 15,2 km pe oră și alerga cu 20,2 km pe oră, dar mai ales faptul că provenea de undeva. Nimeni nu știa de unde, nu putea afla cu exactitate cum s-a creat lumea Minecraft, deoarece după ce a bătut dragonul, acesta i-a lăsat o foaie pe care era scris ceva ciudat. Nici el, nici sătenii n-au înțeles ce scria acolo și n-au avut nici cea mai mică idee cu ce ar avea legătură, însă acesta și-a dat seama că practic acolo scria istoria Minecraft, așa cum a apărut lumea de fapt. Cum s-a născut, însă nimeni nu vrea să știe cum. Deoarece existau atâtea religii și credințe diferite, fiecare în felul ei, și cum acea limbă dubioasă se uitase odată cu timpul, deoarece nimeni nu a mai vorbit-o, Steve și sătenii nu au putut afla niciodată cum a apărut Minecraft. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita și tu să-l susții cu un like, un share și un subscribe mai ales, iar noi ne vedem data viitoare. Salut!